Din amândouă, și din pace și din binecuvântare. And there's many people in this town that would like to have peace and blessing. Și sunt mulți oameni care trăiesc în orașul acesta și cu siguranță că își doresc să găsească pace și binecuvântare. Understood that was one of the things we prayed for today, the unsaved. Și așa cum am înțeles, astăzi ne-am rugat pentru cei care nu sunt mântuiți. So I'm thinking about unsaved and also spiritual warfare. Și atunci când mă gândesc la cei care nu sunt mântuiți, mă gândesc și la bătăliile spirituale. And if we have a good spiritual warfare, we'll have a better chance at winning somebody to Christ. Și dacă noi avem o viață spirituală bună, atunci vom avea mai multe bună, vom avea mai multe șanse să câștigăm pe cei nemântuiți pentru Hristos. Okay, I want to start in 2 Corinthians 4. Și vreau să citim pentru început din 2 Corinteni, capitolul 4. De la 1 la 6. 2 Corinteni, capitolul 4, de la 1 la 6. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Chiar dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus Hristos Iisus. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Amin. Amen. So we see from our first verse we have a ministry. Vedem încă din primul verset că noi avem o slujbă. And that ministry involves bringing people to Christ that they might be reconciled to Him. Și slujba pe care o avem noi este să ducem și să-i conducem pe oameni la Hristos ca și ei să fie împăcați cu El. Yeah, in chapter 5 we have it in verse 18. Și în capitolul 5, în versetul 18, spune și Jesus Christ has given to us the ministry of reconciliation. Și toate aceste lucruri sunt de la Dumnezeu care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. God saves. Dumnezeu este Cel care mântuiește. And we're reading here, God shines the light on the lost. Și am văzut în la fel că Dumnezeu este Cel care face să lumineze lumina Lui peste cei nemântuiți. But we have the ministry of reconciliation. Dar noi avem o slujbă care ne-a fost dată a împăcării. God has saved us. Dumnezeu este Cel care ne-a mântuit. And He wants to use us to reach others. Și vrea să ne folosească ca să ajungem și la ceilalți. And it's by His mercy we receive that. Și numai prin mila Lui putem să primim. So we should faint not. Așa că noi ar trebui să nu cădem de oboseală, să nu leșinăm. From time to time we have reasons to be tired or discouraged. Și din când în când poate că avem motive să fim obosiți și descurajați. But let us faint not. Dar să nu cădem de oboseală. And for those who are fasting, God will give you mercy and help you to finish. Și pentru cei care ați început acest post, Dumnezeu vă va da din mila Lui și vă va ajuta să îl și terminați. So there's some things that we have done in our Christian life since our salvation. Și sunt câteva lucruri pe care le-am făcut noi în viața noastră de când am fost mântuiți. And we sure we don't want to go back to them. Și nu vrem să ne întoarcem la lucrurile pe care le făceam înainte să fim mântuiți. So we start in verse 2 that we have renounced the hidden things of dishonesty. Și în versetul 2 vedem că unul din lucrurile care le-am lepădat au fost meșteșugirile rușinoase și ascunse. No, we were dishonest, no? Nu eram corecți și ne-am făcut de rușine. When I was in high school,
When I was in high school. Și când eram eu la liceu. I would sometimes write on my hand answers for the test. Câteodată obișnuiam să-mi scriu pe palmă răspunsurile la câte o lucrare, la câte un test. And take the test, I'd look at it. Și când aveam lucrarea, mă mai uitam așa din când în când să văd ce am scris. I know you wouldn't do that. Știu că voi n-ați făcut așa ceva. And other ways to dishonest. Vedem că sunt multe feluri în care putem să nu-L onorăm pe Dumnezeu. Then we have the next one in English, craftiness. Craftiness. Al doilea lucru este meșteșugiri rușinoase. That's doing it in a dishonest way. Înseamnă la fel să faci lucruri care nu-L onorează pe Dumnezeu. Debugging about the same word in Romanian. We want to try to be clear and honest in the things we do. Ne trebuie să fim corecți și clari în lucrurile pe care le facem în viața noastră. And then especially with the word of God, not handling it according to as it's presented. Și în special când facem referire la cuvântul lui Dumnezeu, să nu umblăm la ceea ce spune El și să nu-L stricăm. Getting out of the Bible the things that just that we want. Să scoatem din Biblie lucruri care ni se potrivesc cum am vrea noi. Interpreting it deceitfully. Și să le interpretăm într-un mod care îi decepționează pe ceilalți. No, we do not want to do that. Huh? Dar noi nu vrem să facem lucrul acesta. As far as that, handling the word of God deceitfully, we have something in 2 Peter 1. Și un lucru legat de să nu umblăm cu vicleșug, cu cuvântul lui Dumnezeu, scrie și în 1 Petru. 2 Peter. În 2 Petru, capitolul 1. 1:20-21. No prophecy is of this. Of the scripture is of any private interpretation. 2 Peter 1. 2 Peter 1, verses 20 and 21. 2 Petru, capitolul 1, versetele 20 și 21. Fiindcă mai întâi de toate, să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. So the word of God we have, this is what God gave to us through the Jewish believers. Dumnezeu pe care îl avem este cuvântul pe care ne-a dat Dumnezeu prin intermediul evreilor credincioși. And we cannot have just our own interpretation. Așa că nu putem să ne apucăm să interpretăm Biblia cum vrem noi. We compare scripture with scripture. Ci trebuie să comparăm Scriptura cu Scriptura. And we want doctrines that are consistent to the teaching of the Bible. We accept things that we understand that come from the Bible. Și să acceptăm lucrurile așa cum ne sunt descoperite din Biblie. We're finishing in verse 2. And this truth, it's manifested, it works out in us. Christ is in us and that truth is coming out. Și la sfârșitul versetului 2 vedem că adevărul este în noi și adevărul care este în noi ne ajută să avem mărturie plăcută pentru cei din jurul nostru, pentru că Hristos locuiește în noi. It's mentioned here the conscience of man. Got that? Uh-huh. Conscience of man. Și scrie acolo că fiecare avem un cuget omenesc. When we as born again Christians witness, atunci când noi ca și creștini născuți din nou îl mărturisim pe Dumnezeu, the Holy Spirit bears witness that when we give the truth, Duhul Sfânt este cel care mărturisește despre Dumnezeu în același timp în care noi oferim adevărul oamenilor. And God's given man a conscience. Și de aceea Dumnezeu a pus în mintea omului conștiința. And that's something that God has put there and His word can work with. Pentru că Dumnezeu a pus ceva înăuntru nostru cu care poate să lucreze prin cuvântul Lui. Of course, by training you can distort the conscience. Și bineînțeles că cu mult antrenament poți să-ți și distorsionezi conștiința pe care o ai de la Dumnezeu. We do have an expression in the New Testament, conscience sealed by a hot iron. You know that in Romanian? Așa.
conscience. Conscience seared, you know, by a hot iron. The iron, when you iron clothes, you can get the wrinkles out, you can change the way it is. Man can change his conscience. Și există o vorbă în limba engleză care spune că conștiința unui om poate fi întinsă așa cum întinzi cu un fier de călcat hainele. Se îndepărtezi toate cutele, poți să-ți întinzi conștiința, să o deformezi. Some people are trained that it's good to eat people. Și unii oameni sunt învățați și în conștiința lor ajunge să creadă că e bine să-i mănânce pe alți oameni. They think that's good. Și cred că lucrul acesta e bun. It's just they've been trained against their conscience. Dar aceste lucruri au fost făcute împotriva conștiinței lor. But we're looking in the streets for people who are hungry for the truth. Dar trebuie să ne uităm pe stradă în jurul nostru după oameni care sunt înfometați după adevăr. In spite of what they've been taught and it gets, takes them away from the truth. Indiferent de ceea ce au fost învățați înainte și adevărul a fost îndepărtat de la ei. And I've recently worked with religious Jews in Israel. Și de curând am avut de-a face cu niște evrei religioși în Israel. And I give them the word of God and they I mean, it's from the Old Testament, and you just can't get to the Word. They have so many ideas around it that there's such confusion. They can't come to what's written. Și am încercat să le prezint acestor evrei cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament, dar au așa de multe lucruri pe lângă învățătura Vechiului Testament, încât nu am putut să pătrund cu cuvântul până la ei. Now, in verse 3, the gospel is hid to those who are lost. Dar vedem în versetul 3 că Evanghelia noastră este acoperită, este ascunsă față de cei pierduți. And the main reason would be in verse 4, the god of this world has blinded their mind. Și motivul principal pentru care se întâmplă lucrul acesta e menționat în versetul 4, pentru că Dumnezeul acestea le-a întunecat mintea. And they're blinded by false teaching. Și mintea lor și inima lor le-a fost întunecată de învățătorii falși. And we have to go to them and help them. Dar noi trebuie să mergem la ei și să-i ajutăm. That's what God told Jeremiah. Și la fel i-a spus Dumnezeu și lui Ieremia. First chapter. În primul capitol. How was he going to deal with Israel? And of course it has nations in the plural, deal with, mostly he dealt with Jews. Și în primul capitol Dumnezeu i-a spus lui Ieremia cum să se poarte atunci când se întâlnea cu poporul evreu și cu alte națiuni. God calls Jeremiah. În primul capitol Dumnezeu îl cheamă pe Ieremia. Jeremiah said, I'm a child, I can't speak. Și Ieremia știm că i-a spus, eu nu pot să vorbesc, că eu sunt doar un copil. But God's telling him, no, you will, don't be afraid of them. Dar Dumnezeu este cel care i-a spus, nu fie teamă, pentru că eu voi fi cu tine. Now, God's put his verse 9, we see God puts his words in Jeremiah's mouth. Și versetul 9 vedem că Dumnezeu este cel care pune cuvintele lui în gura lui Ieremia. Now, please read verse 10. Și voi citi versetul 10. Iată, astăzi te pun peste neamul și peste împărății ca să smulgi și să tai, să dărâmi și să nimicești, să zidești și să sădești. So we have to destroy the false ideas in their thinking. Vedem că trebuie la început să dărâmăm ideile greșite pe care le au în mintea lor. And that's more work than the last two. The last two is to build and to plant. Și lucrul acesta este mult mai greu de făcut decât ultimele două cuvinte care sunt menționate în același verset, să zidești și să sădești. But before that you have to root out, you have to pull down, you have to destroy and you have to throw down. Four things you have to do before you start building. Dar înainte ca să începi să zidești și să sădești, trebuie să faci patru lucruri: să smulgi, să tai, să dărâmi și să nimicești. That's part of our work as a witness for Jesus Christ. Aceasta este o parte din lucrarea pe care noi avem de făcut ca și martori al Domnului Iisus Hristos. Try to get the people to come to the truth. Să încercăm să facem pe oameni să ajungă la cunoștința adevărului. And in spite of that powerful work of the devil. Și în ciuda acestei forțe puternice cu care lucrează diavolul. The Holy Spirit using the word of God will help us to convince people. Duhul Sfânt folosindu-se de cuvântul lui Dumnezeu îi va ajuta pe oameni să-i convingă de adevăr. In verse 4 we're told the god of this world blinds their minds. Așa cum am citit în versetul 4, Dumnezeul acestui veac le-a întunecat mintea. The devil knows if the light comes in
to them of the gospel of Christ, they will be saved. Și diavolul știe și e conștient de faptul că dacă lumina Evangheliei lui Hristos pătrunde în inima unui om, acesta poate să fie mântuit. Yes. And Christ is God. He's the image of God. Și Hristos este Dumnezeu și El este chipul lui Dumnezeu. And we want to become conformed to the image of Christ. Și noi trebuie să și vrem să fim asemănători chipului lui Dumnezeu. And God wants that His image will shine on the people. Și Dumnezeu vrea ca imaginea Lui să strălucească peste oameni. So He's going to help us in doing this work. Și El este Cel care ne va ajuta să ducem la îndeplinire lucrul acesta. You have been saved. Voi ați fost mântuiți. Others can be saved. Așa că și alții pot să fie mântuiți. We believe. Și noi credem lucrul acesta. And we continue to labor to be prepared a witness. Așa că noi ne pregătim să putem să mergem să facem lucrarea aceasta de mărturisire. It's one of the reasons we've had this meeting for a week. Și acesta este și unul din motivele pentru care am organizat această întâlnire de o săptămână. To be a prepared witness. Ca să fim pregătiți să fim martori. To be a prepared servant for the Lord Jesus Christ. Să fim niște slujitori mai pregătiți pentru Domnul Iisus Hristos. In some way to improve our service for Him. Our? In some way to improve our service for Him. Și într-un anumit fel să ne îmbunătățim slujba pe care o facem pentru Dumnezeu. In verse 5, we're not here to present ourselves. Și în versetul 5 vedem că noi nu suntem aici ca să ne propovăduim pe noi. But we represent Jesus Christ. Și noi îl reprezentăm pe Domnul Iisus Hristos. And we present Him. Și îl prezentăm pe El. Because He has shined in our lives to give the light of the knowledge of the glory of God. Pentru că El este Cel care a luminat inimile noastre ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu. And that's the light that shines in our life. Și aceasta este lumina care strălucește în viața noastră. Yeah, Christ is in us and His face is in us and it shines to others. Pentru că atunci când Hristos este în noi și fața Lui este în noi și lumina Lui va străluci peste noi. May that encourage us to be a better witness. Și sper că lucrul acesta ne va încuraja să fim martori mai buni pentru Dumnezeu. And I mentioned a little bit there in chapter 5 about the ministry of reconciliation. Și am menționat un pic mai devreme că în capitolul 5 scrie despre această slujbă a împăcării. So can we read 17 to 21? Și citim din 2 Corinteni, capitolul 5, de la 17 la 21. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă, cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Că adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor, și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi, dar, suntem trimiși în puterniciței lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Amin. That's Jesus Christ. Acesta este Domnul Iisus Hristos. And what He has done in saving us. Și ceea ce a făcut El pentru noi ca să ne mântuiască. No, I was saved when I was 18. Eu am fost mântuit atunci când aveam 18 ani. So I'm aware of the difference. Așa că știu un pic cum e viața. How wonderful to be saved when you're young. Și ce lucru minunat e să fii mântuit atunci când ești tânăr. When you don't have to experience much of the difference. Așa că nu trebuie să experimentezi lucruri diferite pentru o perioadă îndelungată de timp. And my life was different. Și viața mea a fost diferită. Actually, I was born again before I fully realized it. Și eu am fost născut din nou înainte să-mi dau seama că lucrul acela s-a îndeplinit. Before it was really pointed out to me. Și lucrul acesta mi-a fost scos în evidență. Many things changed. Și multe lucruri s-au schimbat în viața mea. And changed rapidly. Și unele s-au schimbat chiar rapid. My language. Limbajul meu și felul de vorbire s-a schimbat. Yeah, the things I was interested in.
Și a început să descopere lucruri de care eram interesat. Well, I used to enjoy getting drunk, you know, with the college students on Friday night. Înainte să fiu păcălit, îmi plăcea să mă îmbăt cu colegii mei, așa cum fac studenții la facultate. It left me. Dar am părăsit lucrul acela și l-am lăsat. Something far better. Și am găsit lucruri care sunt mai bune. Yes. And all that in verse 18, it comes from God. Și am citit în versetul 18 că toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu. And He's reconciled us by reconciled us to Himself by Jesus Christ. Și El este Cel care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. So we were reconciled to Christ. Noi am fost împăcați cu Hristos. And that's part of the ministry of people who witness and they share the truth with others. Și asta este și o parte din slujba pe care noi o avem ca și creștini, să împărtășim despre Dumnezeu cu ceilalți. My mother was part of that. Și mama mea a făcut și ea parte din lucrarea aceasta. And then the school that I went to where I was saved, I had to study the Bible. Și apoi când am mers la școală, după ce am fost mântuit, școala la care am mers trebuia să aibă, să fac studiu biblic. And as students, we were required to go to church. Și ca și studenți ni se cerea de școală, de facultate, să mergem la biserică. So that was part of that ministry of reconciliation. Și asta făcea parte din slujba aceasta a împăcării cu Dumnezeu. Bringing me to the place where I could make a decision. Și mă făcea să mă duc într-un loc în care trebuia să iau o decizie. Once we are reconciled to God through salvation. Și odată ce am fost împăcați cu Dumnezeu prin mântuire, we have the ministry of reconciliation. Avem și noi dată slujba aceasta a împăcării. Not that we save people. Să nu înțelegeți că noi îi mântuim pe oameni. But we bring them to the place where they are ready to be saved. Și îi aducem până în momentul acela în care sunt pregătiți să fie mântuiți de Dumnezeu. And God saves. Și Dumnezeu va fi Cel care îi va mântui. And we have a part of that. Și noi avem parte puțin în lucrarea aceasta. Yeah. But the main thing was happening in verse 9, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself. Și în versetul 19 vedem că scrie mai departe că Dumnezeu era în Hristos când a împăcat lumea cu Sine. And so all our sins are not against us once we are reconciled to God. Și odată ce am fost împăcați cu Dumnezeu, El nu ne-a mai ținut în socoteală păcatele care le-am făcut. And again, under us He's given us the word of reconciliation. Și vedem din nou la sfârșitul versetului 19 că spune ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. So God works on the earth through the local church. Și Dumnezeu lucrează aici pe pământ prin intermediul bisericii locale. And the members of the local church go out and ministers of reconciliation. Și membrii bisericii locale merg mai departe în oraș și în lume ca să ducă această slujbă a împăcării. So we have quite an important position. We are ambassadors for Christ. Așa că noi avem o slujbă importantă pentru că noi suntem ambasadori pentru Hristos. We sense our sin, our weaknesses. Noi simțim care sunt slăbiciunile noastre și vedem păcatele noastre. But we have this ministry of reconciliation. Dar avem dată această slujbă a împăcării. And we are ambassadors for Christ. Și noi suntem ambasadori pentru Hristos. And God is pleased to use us. Și Dumnezeu se bucură de faptul acesta că ne poate folosi. Yes, so we want to keep a balance on who we are. Dar vrem să păstrăm echilibrul între cine suntem noi. And what we think about ourselves. Și ceea ce credem noi despre noi înșine. We are sinners. Noi suntem niște păcătoși. But we have a place in God's ministry on this earth. Dar în același timp avem și un loc în slujba pe care Dumnezeu a pregătit-o pe pământul acesta pentru noi. We are chosen. Și noi am fost aleși. Și suntem aleși. And it says in verse 20, you know, we beseech, we're asking others, we pray you in Christ's stead, be reconciled unto God. Și în versetul 20 vedem că merge mai departe și Dumnezeu îndeamnă pe oameni prin noi și îi roagă fierbinte numele lui Hristos să se împace cu Dumnezeu. Jesus Christ, when He walked on the earth, atunci când Domnul Iisus mergea pe pământ, He said, I will go. Le-a spus ucenicilor, eu mă voi duce. But to take my place, I will send the Holy Spirit.
Dar voi trimite pe cineva în locul meu și voi trimite pe Duhul Sfânt. When you receive the Lord Jesus Christ, you receive the Holy Spirit. Și atunci când îl primești pe Iisus Hristos în inima ta, îl primești și pe Duhul Sfânt. So in Christ's stead, we can call people to reconciliation to God. In Christ's stead, in His place. Și în locul Domnului Iisus putem să-i chemăm pe oameni să se împace cu Dumnezeu. Because as he was physically here during his 33 years. Pentru că în timpul celor 33 de ani el a fost pe pământ din punct de vedere fizic. In that sense he's not here. Asta înseamnă că din punct de vedere fizic el acum nu mai este pe pământ. But in his place is the Holy Spirit. Dar în locul lui l-a trimis pe Duhul Sfânt. And so God made his son Jesus Christ to be sin for us. Pentru că Dumnezeu l-a trimis pe fiul său pe Iisus Hristos să se facă păcat pentru noi. Who knew no sin. El care nu a cunoscut niciun păcat. That we might be made the righteousness of God in him. Ca noi să fim făcuți neprihănirea lui Dumnezeu prin el. A little illustration I just thought of. Și mi-a venit în minte o ilustrație la care m-am gândit. The year was probably 1964. Cred că anul era 1964. I was a student in the Bible school. Și eram student la școala biblică. And I was teaching in a church. We had to take the bus. It's 45 minutes away. Și trebuia să merg la o biserică în care trebuia să vorbesc și trebuia să parcurg distanță de vreo 45 de minute. Well, sitting on the bus, there's a man across the aisle. Și în timp ce stăteam pe un scaun în autobuz, de partea cealaltă era un om, un bărbat. I have tracts in my pocket, they're here. Și așa cum știți și vedeți, am și acum tractate în buzunarul meu. I don't know, I said, well, I have to study, I was a student, I don't know, I got to study, I can't take time. Și atunci când mergeam cu autobuzul, am zis, n-am timp să stau acum de vorbă cu el, trebuie să studiez, că mă duc să predic, să mă pregătesc. When we got to the town, și când ne-am apropiat de oraș, I have about another 5 minutes to my stop. Mai aveam încă 5 minute până la stația unde trebuia să cobor. I closed my book. Mi-am închis cartea. Took a track out. Mi-am scos un tractat din buzunar. Gave it to the man. Și l-am dat omului care era lângă mine. He starts reading. Și el a început să-l citească așa repede. And the time was clicking. Și ceasul bătea. And he got to this verse, 2 Corinthians 5, 21. Și a ajuns la versetul acesta scris acolo din 2 Corinteni 5:21. He read it. L-a citit. No, the time is not much left. Și nu mai aveam așa de mult timp. He asked me. Și m-a întrebat. Is this verse true? E adevărat ce scrie în acest verset? Este adevărat versetul acesta? Already I passed my stop. Deja trecusem de stația unde trebuia să cobor. I said it is true. Și am spus omul acesta, da, e adevărat ce scrie acolo. And you read that track I gave you. Și a citit repede tractatul pe care l-am dat. Did it tell you what to do? Și am spus, dacă citești mai departe, îți va spune și ce trebuie să faci. I have to go. Eu trebuie să cobor acum. And the bus driver wasn't happy because I didn't. I'm asking him to stop, but there was no stop there. Și șoferul de la autobuz s-a supărat pe mine, mi-am spus să oprească între două stații, că nu era stația acolo, că eu trebuia să cobor. I had to walk back to the church. Și a trebuit să merg înapoi pe jos spre biserică. Something more about the spiritual warfare in 2 Corinthians. Și mai scrie ceva despre luptele spirituale în 2 Corinteni. In chapter 10. În capitolul 10. Verses 3 to 5. Versetele 3, 4 și 5. Okay, 10, 3 to 5. Măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. I left off one thing in that testimony.
Am uitat să vă mai spun un lucru legat de mărturia de mai devreme. The man said, și omul acela mi-a spus înainte să cobor, I just paid $10 to have my sins forgiven. Mi-a spus așa, tocmai am plătit $10 ca să-mi fie iertate păcatele. And he said, I have no peace in my mind that they were forgiven. Și a spus mai departe, dar nu am niciun fel de pace în sufletească în inima mea că mi-au fost iertate păcatele. Then he said, is this verse true? Și apoi m-a întrebat din nou, versetul care scrie aici este adevărat? So I think he understood it. You don't pay for your own sins. Și cred că a înțeles în momentul acela că nu-ți plătești să-ți fie iertate păcatele. Jesus paid for. Pentru că Domnul Iisus este Cel care a plătit pentru păcatele noastre. What happened, why I didn't give in the beginning, God knows, maybe there was a reason, maybe there were things he had to think through before he was ready. Și nu știu de ce Dumnezeu a îngăduit să se întâmple așa, să-i spun chiar înainte să cobor și să-i dau tractatul. Poate că omul acela avea nevoie de un timp ca să fie pregătit să primească ce scria în tractat. We want to be open to the Holy Spirit's leadership. Dar noi trebuie să fim deschiși ca să primim călăuzirea din partea Duhului Sfânt. And now here in verse 10, we want to be open to spiritual warfare. Verse 10. Chapter 10, verse 3. Și vedem aici că noi trebuie să fim pregătiți ca să luptăm. Yeah, I mean, we're living in this flesh. We're alive. Noi trăim în trupurile acestea care le-am primit. Asta înseamnă că suntem vii. Thank God. Slavă Domnului pentru asta. My mother died at 60. Mama mea a murit când avea 60 de ani. My father 63. Tatăl meu a murit la 63 de ani. I'm 75. Dar eu am 75. Gift of God. Asta e un dar din partea lui Dumnezeu. He's got a reason. Și Dumnezeu are un motiv și în privința aceasta. He's got a reason. My parents died young. Are și un motiv pentru care părinții mei au murit așa de tineri. And he's got a reason why I'm alive today. Și Dumnezeu are și un plan și un motiv de ce eu mai sunt în viață astăzi. And we know Carl Smith. And he's got a reason why he's gone. Și ați auzit de fratele Carl Smith și cu siguranță și el a avut un motiv pentru care a fost luat. We're here in the flesh. Slavă Domnului că noi suntem aici în carne aceasta. The spiritual warfare we're carrying on is not something of this world. Dar lupta spirituală pe care noi o ducem nu este din lumea aceasta. It's something of the world beyond. Este ceva care aparține lumii. Now we are in a warfare. We do have weapons. Și așa cum e normal într-o luptă trebuie să ai și niște arme. But they're not physical. Dar nu sunt niște arme pe care le vedem din punct de vedere fizic. But they are mighty through God. Dar ele sunt puternice, întărite de Dumnezeu. God is working in us, using us, and is teaching us. Și Dumnezeu este Cel care lucrează prin noi, cu noi și ne învață. Through the years. Și ne învață de-a lungul anilor. Through the local church. Prin biserica locală. Through the word of God. Prin cuvântul lui Dumnezeu. Through our experiences. Prin experiențele pe care le avem cu El. Training us as His soldiers. Dumnezeu ne antrenează tot timpul ca să fim soldații Lui. And we have a mighty weapons to use. Și vedem că avem parte de niște arme puternice pe care să le folosim. And the devil has built fortresses. Și vedem că diavolul construiește și el fortărețe, întărituri. And we have to break them down. Și noi trebuie să surpăm aceste întărituri. And it's not an easy work. Și să știți că nu e o lucrare ușoară. And it's dangerous. Și este și o lucrare periculoasă. With the devil, you start tearing the devil's works down. Pentru că atunci când începi să surpi lucrările diavolului, he's going to try and stop you. El va încerca cu siguranță să te oprească. But this is a commission from God. Dar aceasta este porunca pe care noi am primit-o de la Dumnezeu. So we are just brought in by our salvation. We are brought into spiritual warfare. Și odată ce am fost mântuiți, am ajuns și noi să luptăm în această bătălie spirituală. And there are things we can do by faith. Și sunt multe lucruri pe care putem să le facem prin credința noastră.
to destroy the works of the devil. Ca să distrugem și să surcăm în teritoriile diavolului. Now verse 5 is got something to do with what's going on in our mind. Și în versetul 5 vedem că scrie un pic despre ceea ce se întâmplă la nivelul minții noastre într-o luptă spirituală. And I'm ashamed to tell you what's going on in my mind. Și mi-ar fi rușine să vă spun ce am eu în capul meu și mintea mea, ce gânduream. This verse is good for me. Și versetul acesta este foarte potrivit pentru mine. And it's good for me, I believe it's good for you. Și dacă e bun pentru mine, cred că e bun și pentru dumneavoastră. These imaginations, these foolish, prideful ideas we have. Toate lucrurile pe care le imaginăm, toate ideile acestea mândre care le avem în mintea noastră. That's against all that God is. Sunt împotriva tot ceea ce este Dumnezeu. We are wasting our time. Și ne risipim timpul. With these vain imaginations. Cu aceste izvodiri ale minții noastre. And we are Christians. Dar noi suntem creștini. We are wasting God's time. Și chiar și noi irosim câteodată timpul lui Dumnezeu. We're in His service. Chiar dacă suntem în slujba Lui. And we're over here dreaming. Și poate că venim și stăm aici pe bancă și doar ne fuge gândul și visăm altele. Imaginations that have nothing to do with reality. Pentru că izvodirile minții nu au nimic de a face cu realitatea. And all these things that are exalted above against the knowledge of God. Și vedem că scrie mai departe, izvodirile minții noastre se ridică mai presus de orice înălțime împotriva cunoștinței lui Dumnezeu. We think of things that are opposite from God. Și ne gândim câteodată la lucruri care sunt total opuse de ceea ce vrea Dumnezeu. And we're encouraged here to bring it under captivity, the control of every thought in our head to the obedience of Christ. Și vedem la sfârșitul versetului 5 că suntem îndemnați ca orice gând al nostru să-l facem rob al ascultării de Hristos. And for me it's a daily battle. Și pentru mine lupta aceasta este o luptă zilnică. And just recently I catch myself, I lose time thinking of these things. Și câteodată îmi dau seama că pierd timpul și îmi fac așa niște închipuiri ale minții mele. And I've thought just recently, I could have been praying for somebody. Și de curând m-am gândit, mai bine mă rugam în timpul ăsta decât să mi se plimbe mintea. I could have been trying to review a memory verse. Poate că mai bine m-aș fi gândit la niște versete care le-am învățat pe de rost decât să mă gândesc la altele. We don't give up. Dar să nu renunțăm. The fight will be on to death. Pentru că vom avea o luptă de dus până la moarte. And then what do they say when we get married? Until death do us part. Așa cum spune și când te căsătorești, până când moartea te va despărți. Thank God when we get die and go to Jesus, we'll get rid of all that. Atunci când vom muri, vom ajunge înaintea Domnului Iisus și vom scăpa de toate aceste lupte. Amen. Amin. Okay, we have a few minutes left. Daniel, who was in spiritual warfare. Mai avem câteva minute și vreau să ne uităm la Daniel, care a avut parte de niște lupte spirituale. Yeah, we're in Daniel 10. În Daniel capitolul 10. Let's see. Daniel in spiritual warfare. We've been talking about fasting this week. Am vorbit săptămâna aceasta despre post. And you have a wonderful example of a fast in Daniel 9. Și este un exemplu minunat al postului pe care l-a avut Daniel în capitolul 9. Daniel couldn't understand the writing in the book of Jeremiah about the 70 weeks. Și Daniel nu putea să înțeleagă ce scrisese Ieremia în cartea sa despre cei 7 ani. And the 70 years of Jeremiah in chapter 9 became the 70 weeks of Daniel. Și cei 7 ani din cartea lui Ieremia au devenit cele 7 săptămâni în cartea lui Daniel. So, we'll read verse 3. 9:3. Citim versetul 3 din capitolul 9. Și mi-am întors fața spre Domnul Dumnezeu ca să-l caut cu rugăciune și cereri, postind în sac și cenușă. And the first thing that happens is confession. Și primul lucru care s-a întâmplat după rugăciunea aceasta a fost mărturisirea păcatelor. And his confession is from verse 4 to verse 20. Și mărturisirea pe care a avut-o Daniel urmează de la versetul 4 până la versetul 20. That's
We do need confession. Așa trebuie să ne facem și noi mărturisirea noastră. Okay, now in 10 it comes to another fast. Și vedem în capitolul 10 că ajungem la alt post. But apparently not the fast of eating no food. Dar se pare că e vorba despre un post în care nu mâncai nimic toată ziua. He was just very careful about what he ate. Și Daniel era foarte atent la ceea ce mânca. He was so intensely involved in this 3-week struggle that he didn't eat normal food. Și Daniel a fost așa de implicat în lupta aceasta spirituală timp de 3 săptămâni când aproape că nu mânca nimic. Can you read make 1 to 14. Daniel, capitolul 10, de la 1 la versetul 14. În anul al treilea al lui Cir, împăratul Persiei, s-a descoperit un cuvânt lui Daniel numit Belșațar. Cuvântul acesta, care este adevărat, vestește o mare nenorocire. El a fost cu luare aminte la cuvântul acesta și a priceput vedenia. În vremea aceea, eu, Daniel, 3 săptămâni am fost în jale. N-am mâncat deloc bucate alese, nu mi-a intrat în gură nici carne, nici vin și nici nu m-am uns deloc până s-au împlinit cele 3 săptămâni. În a 24-a zi a lunii întâi, eram pe malul râului cel mare, care este Hidekel, adică Tigru. Am ridicat ochii, m-am uitat și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in și încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz. Trupul lui era ca o piatră de crisolit, fața îi strălucea ca fulgerul și ochii erau niște flăcări ca de foc. Dar brațele și picioarele semănau cu niște aramă lustruită și glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulțimi. Eu, Daniel, am văzut singur vedenia, dar oamenii care erau cu mine n-au văzut-o. Totuși au fost apucați de o mare spaimă și au luat-o la fugă ca să se ascundă. Eu am rămas singur și am văzut această mare vedenie. Puterile m-au lăsat, culoarea mi s-a schimbat, fața mi s-a sluțit și am pierdut orice blagă. Am auzit glasul cuvintelor lui și pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leșinat cu fața la pământ. Și iată că o mână m-a atins și m-a așezat tremurând pe genunchi și mâinile mele. Apoi mi-a zis, Daniele, om prea iubit și scump, fii cu luare aminte la cuvintele pe care ți le voi spune acum și stai în picioare în locul unde ești, căci acum sunt trimis la tine. După ce mi-a vorbit, astfel am stat în picioare tremurând. El mi-a zis, Daniele, nu te teme de nimic, căci cuvintele tale au fost ascultate din cea din tâi zi când ți-ai pus inima ca să înțelegi și să te smerești înaintea Dumnezeului tău și tocmai din pricina cuvintelor tale vin eu acum. Dar căpetenia împărăției Persiei mi-a stat împotrivă 21 de zile. Însă iată că Mihail, una din căpeteniile cele mai de seamă, mi-a venit în ajutor și am ieșit biruitor acolo, lângă împărații Persiei. Acum vin și-ți fac cunoscut ce are să se întâmple poporului tău în vremurile de apoi, căci vedenia este cu privire tot la acele vremuri îndepărtate. Amin. Thank you. This is towards the end of Daniel, so he's an old man now. Ce este scris aici este spre sfârșitul vieții lui Daniel, așa că el era un om bătrân. There's still another king to come, Darius. Și mai trebuia să vină încă un împărat, Darius. But with all his experience now, he has this spiritual battle with 3 weeks long. Dar cu toate experiențele de care a avut parte, vedem că Daniel a avut de înfruntat o ultimă bătălie spirituală care a durat 3 săptămâni. He just can't get the help he needs. Nu putea să primească nici cum ajutorul de care avea nevoie. And somehow he senses that he's got to stay with him until he gets it. Și Daniel a simțit că trebuia să stea acolo până primea răspuns de la Dumnezeu. So he didn't take much time to eat. Așa că nu avea timp să mănânce. And he was careful what he ate. Și când mânca, era atent la ceea ce mânca. And he wanted to focus himself on this spiritual problem. Pentru că vrea să se concentreze în totalitate asupra acestei probleme spirituale pe care o avea. And we see him in verse 4, he's taking a walk by the river. Și versetul 4 vedem că se plimba pe malul râului. Sometimes in your spiritual warfare, just take a walk. Atunci când ai parte de o luptă spirituală, poate că e bine să îți iei timp să te plimbi și să te rogi. And the Lord will bless you. Și atunci Dumnezeu te va binecuvânta. The Lord blessed Daniel. Pentru că am văzut că Dumnezeu l-a binecuvântat și pe Daniel. While he was by the river. În timp ce stătea lângă râu. And he saw a man.
Și atunci a văzut Daniel un om. Quite unusual man. Era un om care arăta neobișnuit. And he had girded around his waist was like fine gold around his loins like fine gold. Și omul acesta era încins la mijloc cu un brad de aur din Ufaz. There is a comparison verse, Revelation 1:13. Și există un verset cu care putem să facem comparație în Apocalipsa 1:13. Și în mijlocul celor șapte sfeșnice pe cineva care seamănă cu Fiul Omului, îmbrăcat cu o haină lungă până la picioare și încins la piept cu un brâu de aur. Well, Christ-like, huh? Christ-like. Semăna cu Hristos omul acesta. Apparently this was an angel. Dar din întâmplarea din Daniel înțelegem că el era de fapt un înger. But he was impressive. Dar era un om care avea o statură impresionantă. Era cineva care avea o statură impresionantă. I don't know, maybe somebody knows. Could this be appearance of Christ? I don't know. Nu știu și vreau să vă întreb, oare acesta să fi fost o apariție a Domnului Iisus Hristos? I didn't study that. I don't know. Nu am studiat lucrul acesta, așa că nu pot să spun. Only Daniel saw it. Și vedem că numai Daniel a văzut pe omul acesta. And but the other people didn't see it, but they knew something majestic was there. Și ceilalți oameni nu l-au văzut, dar au simțit că este ceva acolo, ceva impresionant, pentru că s-au speriat cu toții. Perhaps that the voice that was like the voice of a multitude. Poate că vocea pe care au auzit-o ei era ca vocea mai multor oameni. And they tried to hide. Și ei au încercat să se ascundă. And so Daniel verse 8 left alone. Și vedem în versetul 8 că Daniel a fost lăsat singur. And this, you know, this spiritual warfare, he has no strength. Și vedem că în timpul acestei lupte spirituale puterile l-au lăsat de tot. And then he realized, you know, whatever might have been nice about himself, he was turned into everything as corruption because he'd seen glory, a truth. Și vedem că toate lucrurile care lui se păreau bune și frumoase și erau aparente s-au schimbat total diferit și în comparație cu puterea și măreția pe care o văzuse. And he had no strength left in him. Și vedem că în puterile l-au lăsat și nu mai avea deloc putere. And we're talking about fasting this week. You remember Jesus when he fasted 40 days and 40 nights? Și cum am vorbit și săptămâna aceasta despre postul Domnului Iisus atunci când a postit 40 de zile și 40 de nopți. Matthew 4, verse 11. În Matei 4, versetul 11. After he finished the fast and had the confrontation with the devil. După ce Domnul Iisus a terminat postul și a avut acea confruntare cu diavolul. Okay, in Matthew, Matthew 4, excuse me. Yeah, Ilan, shall I? Yes, please. Is that what I said? Yes. Oh, I was looking at Matthew 14. Okay. Atunci diavolul l-a lăsat și deodată au venit la Iisus niște îngeri și au început să-i slujească. Angels came and ministered unto him. That was what was Daniel was like after this experience. The angel had to touch him. La fel a fost și cu Daniel după ce a terminat această experiență. Un înger a trebuit să vină să-l atingă ca să primească putere. And this week of praying and fasting, it's not easy. Și atunci când ai o săptămână de post și rugăciune, să știți că nu e ușor. But God will speak to us. Dar Dumnezeu este cel care ne va vorbi. And say that he appreciates this service. Și el va fi cel care ne va încuraja și ne va spune că el apreciază slujirea aceasta pe care am făcut-o. So this angel is encouraging Daniel to stand up. Și vedem că îngerul acesta vine la Daniel și îl încurajează să se ridice. And he says, I was sent unto you. Și îi spune, am fost trimis la tine. And Daniel was able to stand up, but he was trembling.
Și atunci când Daniel a fost capabil să se ridice în picioare, vedem că totuși tremura. Again, the angel tries to comfort him. Și din nou îngerul a încercat să-l ajute. And to tell him, since the first day you started praying for understanding, I heard you. Și îngerul i-a spus că să se ridice pentru că toate cuvintele lui au fost ascultate din acea zi, din prima zi. He used the word, you set your heart to understand. Yeah, it's the same here. In verse 10. Și scrie în versetul 10 că tu ți-ai pus inima ca să înțelegi cuvintele acelea. No, I said 10. 12. 12, thank you. Yeah. And we should set our hearts to understand the Lord and to know His will. Și la fel trebuie să ne punem și noi inima ca să înțelegem care este voia lui Dumnezeu cu privire la viața noastră. And that's the reason the angel came. Acesta este motivul pentru care a venit îngerul la Daniel. But he had a lot of opposition there, we see in 13. Și în versetul 13 vedem că a întâmpinat multă opoziție. Yeah. And he couldn't get through him for 3 weeks. Și că nu a putut să treacă, să iasă 21 de zile, adică 3 săptămâni. Yeah, that's the devil, the prince of the power of the air. You need a verse for that, huh? Ephesians 6:16. Satan este cel care este prințul puterii văzduhului și există un verset în Efeseni 6:16. Okay. 6:16. And that's a nice thing for spiritual warfare, Ephesians 6. Și capitolul 6 din Efeseni este un capitol foarte bun atunci când ai parte de o luptă spirituală. Yeah, from verse 10 to 18. Și citim de la versetul 10 până la 18. But read verse 16. Acum citim doar versetul 16, dar aceste versete sunt bune. Pe deasupra tuturor acestor luați scutul credinței cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare ale celui rău. Ok, that's 16. Yeah, this is the point that that's the fight we're in, that the devil is against us and we need to be in top spiritual shape to deal with the attack of the devil. Vedem că noi suntem într-o luptă spirituală și noi trebuie să stingem toate săgețile arzătoare ale celui rău. And like we talked about bringing every thought into the obedience of Christ, we need to redeem the time. Și așa cum am și spus, ca să răscumpărăm vremea, trebuie să ne facem toate gândurile să fie în ascultare de Dumnezeu. Redeem the time. Ca să răscumpărăm vremea. Ok, there's Ephesians 2:2. That's the prince of the power of the air. Efeseni 2, capitolul 2, versetul 2. Ephesians 2:2. În care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. That's the evil spirit of the devil, the spirit of Antichrist. Și vedem că Duhul diavolului este același cu Duhul lui Anticrist. And that's why we have here the prince of Persia and the prince of Greece. De aceea apare în acest verset din capitolul 10 din Daniel prințul Persiei și al Greciei. And there's a prince of Romania. Și avem și un prinț al României. He's the power of the air. Și unii sunt, aceștia sunt reprezentanței Domnului Văzduhului. And he's against all that is for righteousness in the country of Romania. Și ei sunt împotriva tot ceea ce este corect din punct de vedere al lui Dumnezeu. But as we think back upon the time of communism, dar dacă ne gândim pe vremea comunismului, the way I thought about it, așa cum mă gândesc eu la vremea aceea, the devil made a mistake. Cred că diavolul a făcut o greșeală. The way he persecuted in Romania, Bulgaria, Ukraine, Russia. În ceea ce privește felul în care diavolul a persecutat creștinii din România, Bulgaria. It produced a group of people who came to know the Lord.
Pentru că prin această persecuție s-a format de fapt un grup foarte puternic care a ajuns să-L cunoască pe Dumnezeu cu adevărat. In Europe, in America. Și au ajuns și în Europa și chiar până în America. The Christians didn't have that opportunity to be trained and taught in such a situation of persecution. Și creștinii nu ar fi putut să aibă parte de o altă școală în care să învețe mai bine decât școala aceasta în care au fost persecutați. Well, you know my name is Michael. Așa cum știți, pe mine mă cheamă Michael. My name is here in verse 13, Daniel. Și numele meu apare aici în capitolul 10, versetul 13. Mihail. Yeah, that means it's in Hebrew, Mihael. Who is like God? Și în limba ebraică cuvântul acesta este format din trei, Mihael, cine este ca Dumnezeu? Yeah, and he's a special angel for Israel. Și îngerul acesta Mihail este un înger special pentru Israel. Daniel 12 verse 1. Și scrie și în versetul 1 din capitolul 12. This is the time of Armageddon. Și face referire la vremea din timpul bătăliei de la Armagedon. În vremea aceea se va scula marele voievod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtorare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile și până la vremea aceasta. Dar în vremea aceea poporul tău va fi mântuit și anume oricine va fi găsit scris în carte. We are thankful for the help of God and the help of His angelic host. Suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru ajutorul pe care ne-l dă și pentru ajutorul pe care ne-l dă și prin puterea îngerilor. And God helps us in such wonderful ways. Și Dumnezeu este cel care ne ajută în moduri minunate. We want to be faithful to the work He's called us to do. Și ne vrem să fim credincioși în lucrarea la care Dumnezeu ne-a chemat. And God will see to the results that He wants. Și Dumnezeu va vedea și rezultatele pe care le dorește. And it will be worth it when we're finished. Și toate lucrurile acestea vor merita atunci când ne vom sfârși alergarea. Amen. Amin.